Deci asta e. Asta da. E casa. Aici, da. Cum ai zis? Din Secuime, dar? Este o casă tradițională din zona Secuimii, din Ardeal, și are venerabilă vârstă de 100 de ani. Am ajuns la mansardă. Mamă, abia aștept să o descoper. Vai, ce frumos! Deci nu pot să cred. Vai, cât de frumos! Mihaela! Mă bucur că-ți place. Mihaela, ce tănaș! Ești foarte talentată. Wow, dar ce experiență! E aproape ca la un butic hotel de lux. Ne-am dorit să fie creată aici o senzație puternică de intimitate. Asta e cert. Cred că se simte că e așa un cocon de bine, de stare de bine, wow. În care să poți să separi diverse funcționalități și nevoi, dar într-un mod discret, plăcut și elegant. Wow, dar ce provocare! Deci, aici... Ia, vino puțin mai aproape, că vreau să te iau la întrebări, așa. Deci, aici, ce exista înainte? Era... În vechea casă era... Aici era... Un nu era pod. Mansardă, era un pod. Un pod, da. În care oamenii, probabil, ca și în alte case ia, de felul ăsta... Ia, dacă stai jos, se poate crea și un spațiu de conversație? Da, uite chiar. Să iau și un loc negativ. Păi, ideea era să fim în conexiune, nu? Da, corect. Da. Wow. În spațiul ăsta, probabil chiar în locul unde ședem acum, era un pod ventilat, unde... Adică cel ce mai înseamnă probabil, pod ventilat, să le zicem oamenilor? Cel mai probabil oamenii foloseau spațiul pentru ca să-și usuce cârnații, slănina și alte tipuri de hrană care aveau nevoie de ventilație peste iarnă. Deci ca o afumătoare. Ca un spațiu de păstrare, ca o cămară bine aerisită. Alimentele se maturau mai bine, erau păstrate la temperaturi nu prea mari, nu prea mici și aveau șansa și să fie conservate natural. Și câștigau și la capitolul gust întotdeauna. Deci asta era funcționalitatea podului înainte. Noi l-am reabilitat, l-am transformat, bine, împreună cu arhitectul specializat în restaurări cu care am lucrat. Am transformat acest spațiu într-unul locuibil și mai mult decât locuibil, am adus câteva funcționalități mai speciale, pentru că aici s-a dorit în partea conceptuală să fie creat un spațiu mai intim, să fie adus o baie deschisă, să fie un dormitor deschis în legătură cu asta. Dar cine a vrut zona asta? Ai propus-o sau...? Nu, proprietarii și-au dorit să o aibă. Mi se pare curajos. Da, și mie mi se pare de admirat de partea asta de asumare a dorințelor și a nevoilor și a personalității. Este foarte regulă. M-aș bucura ca fiecare client să facă asta. Da, mie îmi place cum te-ai jucat aici și cu... Adică ai adus o atmosferă contemporană, dar ai lăsat-o în povestea rustică. Foarte tare. Da. Și văd un calorifer. Da, este un calorifer pentru că aici nu mai avem încălzire în pardoseală. Pentru de că ce? Pentru deschis... că înainte cum era? Exista înainte... planșeu? Nu, și nici acum nu avem. Avem doar grinzi și reabilitarea aici ar fi însemnat să aducem o sarcină suplimentară pe o structură inițială a casei. N-am mai vrut să încărcăm și nici să aducem pilon de rezervă sau... Ai vrut să păstrezi structura... Să fie schimbată structura originală. Da, am vrut să o păstrez. Arhitectura originală a casei am vrut să rămână aceeași, pe ea am lucrat. Și atunci câteva zone de căldură radiantă de acest tip au fost păstrate la etaj, da, într-adevăr. Mai ales că și spațiul deschis avea nevoie, deși nu s-a folosit foarte mult, pentru că căldura radiantă care urcă de la parter, de cele mai multe ori e suficientă. Da, îmi place foarte, foarte mult că deși e lemnul la vedere, are o nuanță mai deschisă. Și da, nu, e tratat, nu... e tratat corespunzător, da? Să fie antichizat, da, da, da. Ce fel de lemn e? E lemn de conifere, e un molid. Molid? Da, arată da, da, foarte da, da. Bine și e din zonă? Nu,
Nu. Nu, asta nu e din zonă. Din păcate, nu am avut un distribuitor corespunzător aici și nici la un preț suficient de bun. Nu, nu, da. Așa e. Ai dreptate că molidul cel mai bun e din zona de nord a Europei, pentru care fibra mai... Exact așa și este. De acolo vine molidul acesta. Aș fi vrut să pot folosi o sursă sustenabilă. Păi văd că ai folosit-o la mobilă, nu? Da, mobila și din dormitorul acesta și de cel de jos și mobila din băi, toate e făcută de meșteri locali din surse de lemn sustenabil. Da, foarte frumos arată. Foarte frumos. Și aici ai, știi ce îmi place? Trecerea asta la același nivel. Știi că e mai rar. Adică, de obicei, meșterii zic că nu se poate. Da, zâmbești. Așa e. Avem dispute de asta, de obicei. Știi ce mai place? Că și asta e o provocare. Mm-hmm. Să poți să montezi o baterie pe pardoseală. Așa e. Da. A fost aici o provocare. Cum? Și da, cum? Am stabilizat zona. Aici e o magazie de desubt, o zonă tehnică. Și aici puțin am tratat altfel, pentru că exista oricum un racordul de sanitare, care avea nevoie și de racord de alimentare și de evacuare. Și atunci zona asta este întărită, să zicem așa, da? Și așa, pe un fundament de genul, am lucrat cu poziționările. Am tras puțin cu ochiul și în partea cealaltă a mansardei am văzut ceva ce te-ai fi așteptat să găsești în zona de zi, așa ca prim vizitator, și anume televizorul. L-am separat de zona de zi. L-am separat. Aici e o zonă, asta e o zonă dedicată socializării în partea cealaltă. Și ia să o descoperim. Te invit să descoperim. Tablourile acestea? Tablourile toate sunt pe tematica asta de concept idilic și de viața rurală și slow life și așa mai departe. Unele dintre ele sunt replici, altele vin în niște compoziții adăugate. Da, da, să știi că am jucat mult cu tema, da, și conceptul și croma. Mi-a plăcut mult. Îmi place și tâmplăria interioară. Da, și ușile sunt făcute tot la același furnizor. Știi ce? Am observat treaba asta și mi se pare extraordinară. Faptul că există niște balamale care permit deschiderea totală. Pentru că, de exemplu, la mansardă când urci și dacă te oprește ușa așa, nu e cel mai bun lucru. Așa e. Dar faptul că balamalele sunt de o calitate bună și permit această deschidere, te-ai gândit la asta, nu? Da, standardele țin de nevoile noastre și acolo ar trebui să ne uităm. Nu sunt ieșite din comun, toți suntem oameni și avem un mod de a ne raporta la spațiu, la arhitectură și nu unul foarte elevat, ci unul simplu, în care avem nevoie de ceva. Și atunci trebuie să căutăm pentru ce avem nevoie. Și să punem întrebările atât cât este nevoie, să punem întrebările potrivite. Da. Să ascultăm, să întrebăm și vom găsi răspunsuri. Eu o încurajez pe toată lumea să pună des multe întrebări potrivite. Și chiar dacă sunt nepotrivite, vor deveni în timp, dar... Lămuritoare, măcar sunt pe calea să te lămurească. Așa e, așa e. Îmi place că ai mutat zona de TV aici. Da. Ce spațiu frumos ai făcut, l-ai conceput. Nu vrei să fii colega mea? Ba da. De relaxare. Oh. Dar chiar aerul de mansardă chiar e altfel. Ce idee grozavă. Să stai aici la TV, că îți dă și o stare așa, ești ca într-un cuib. Da, și am separând în felul ăsta, în funcția asta de vizionare, televizor, filme și așa mai departe, cu rol foarte delimitat, într-un cadru total delimitat al casei, cred că am redat suflu de vitalitate al spațiului. Pentru că de multe ori, chiar dacă nu ne dăm seama, fură foarte mult energia living room-ului sau, mă rog, a sufrageriei, o zonă de asta de televizor, pentru că captează toată atenția. Da, în momentul în care o separăm, în momentul în care îi dăm o definiție sau un cadru bine definit, așa, în momentul ăla lucrurile pot se desfășoare mult mai natural, oamenii se conecteze între ei, să pornească de la ei partea asta de relaționare și nu de la obiect. Să știi că mi se pare foarte frumos ce ai spus, pentru că, într-adevăr, în foarte multe amenajări, vezi că tot living-ul, de fapt, este creat în jurul televizorului. Iar tu ai creat în această casă zona de zi în jurul oamenilor. Exact. Foarte frumos. Și a relației între ei. Da.
Și inclusiv jos, dacă ai observat, este partea asta care am fost întrebată despre ea. De ce ar vrea cineva să vorbească cu altcineva când e unul pe canapea și celălalt la masă? În familie așa facem. Da. Unul e pe canapea, altul e la masă, altul e în bucătărie și toți vorbim între noi. Pentru că suntem diferiți și pentru că ne place să relaționăm din poziția diferită. Dar tocmai asta ne face conexiunea mai bogată, mai frumoasă și mai autentică. Faptul că nu trebuie să fim tot timpul de la egal la egal, putem, dar e suficient să fim în același spațiu, să ne respectăm și să existe o calitate a relației, bineînțeles. Da, uite cum suntem noi două, chiar dacă e distanță, ne unește acest cuib de la mansardă. Așa e, chiar dacă e un spațiu deschis, faptul că e delimitat, e mult mai colorat, încurajează interacțiunea, toate astea sprijină comunicarea. Și avem nevoie să fim sprijiniți. Da. În ziua de astăzi nu sunt prioritizate lucrurile astea și eu aș zice că de cele mai multe ori ele ne susțin calitatea vieții. De fapt, sunt studii foarte serioase care spun că relațiile ne susțin calitatea vieții, nu obiectele. Nu altele lucruri. Da, da, exact. Nu obiectele, nu neapărat spațiile. Mihaela, da, așa e. Acum la final vreau să îți mulțumesc foarte mult și că ți-ai făcut timp să ne împărtășești toate aceste informații și vreau să spun că sunt foarte mândră că ne cunoaștem de atâta timp, că am fost colege de clasă și eu și că ne reîntâlnim după ani de zile povestind despre lucrurile pe care le facem, dar vedem că avem aceleași valori și anume că relațiile și oamenii contează mai presus de obiecte. Așa este. Și totdeauna asta ne va ajuta să avem o scară sănătoasă a valorilor noastre. Te felicit încă o dată pentru lucrarea aceasta și sunt sigură că de acum încolo vor fi foarte mulți beneficiari care vor dori să apeleze la tine, tocmai pentru că ai această viziune aplicată asupra oamenilor și nevoilor. Mulțumesc! Eu cel puțin o să continui să merg pe același drum, cred foarte mult în asta. Ca să trăim bine, nu e suficient doar un spațiu, e suficient să insuflăm viață în acel spațiu. Cum se spune, omul sfințește locul. Nu? Da. După cum s-a văzut, spațiul util dintr-o casă rustică poate fi mărit prin mansardare. O soluție deopotrivă estetică, funcțională, dar și eficientă energetic. Ne revedem data viitoare cu un alt interior pe care urmează să-l descoperim.